Presa liberă trecere. Bună seara, bun găsit, vă spun din nou, doamnelor și domnilor, suntem la Presa Liberă Trecere, la ediția de dezbatere electorală. Astăzi vedem cum se desfășoară campania electorală în comuna Topliceni. Avem 5 persoane, 5 candidați care își doresc funcția de primar la Topliceni. Toate cele 5 persoane, toți cei 5 candidați ne-au solicitat timp de antenă, s-au și prezentat în această seară la Presa Liberă Trecere, la dezbaterea noastră electorală. O să-i prezentăm. Este vorba de doamna Victoria Negoiță, candidată independent, de domnul Bontea Ion, candidatul PNL-ului, de domnul Dobre Aurel, candidatul ALDE, candidatul PSD-ului este domnul Viorel Pansuru și domnul Onel Manole, candidatul UNEPR-ului. Le spun bună seara, le mulțumim pentru prezență, bine ați venit! Sărmâine, bună seara! Trebuie să facem precizarea că doamna Victoria Negoiță este candidat independent. Potrivit legii, aveți la dispoziție 5 minute pentru a apărea în fața electoratului pe parcursul acestei campanii electorale. Vă invit la această dezbatere electorală să ne spuneți care sunt cele mai importante proiecte ale noastră pentru comuna Topliceni. Ce nu merge acolo la Topliceni și vreți dumneavoastră să schimbați? Iar colegii, bineînțeles, se pot declara pentru sau împotriva proiectelor dumneavoastră. Bună seara tuturor și mulțumesc postului de televiziune TV Sat pentru ocazia oferită nouă candidaților la funcția de primar a Comunei Topliceni de a-și prezenta proiectele pentru comuna noastră. Întrucât legea electorală oferă unui candidat independent un timp total de doar 5 minute pe întreaga duratei campaniei electorale, am să încerc pe scurt să mă prezint. Mă numesc Negoiță Victoria, sunt născută în satul Băbeni și de 30 de ani locuiesc și muncesc în comuna Topliceni. Am studiat la Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din București, obținându-mi licența în specializarea psihologie și științele educației, după care am absolvit un curs de studii postuniversitare în specializarea abordarea integrată a științelor naturii, tot la Universitatea din București. Am luat decizia de a candida cu mai puțin de o lună în urmă, motivată fiind de situația deplorabilă în care se află comuna noastră, administrația abuzivă, părtenitoare și orientată către potentații zilei, proiecte de infrastructură neterminate și lăsate în voia sorții, oameni speriați că își vor pierde bruma de avantaje pe care au reușit să le obțină de la actuala administrație, de genul ajutoarelor sociale sau mici afaceri care pot fi ușor închise dacă autoritățile locale trimit un control care să găsească nereguli reale sau imaginare. Prin candidatura mea, ca independent, eu propun cetățenilor Comunei Topliceni o alternativă reală la administrația controlată de 26 de ani de către politicieni și partidele politice, urmărind modernizarea, transparentizarea și eficientizarea administrației locale, dar și eliminarea nepotismului. Proiectul meu pentru un Topliceni prosper, frumos și curat include următoarele măsuri. Transparență decizională prin înregistrarea și publicarea ședințelor de consiliu, afișarea în fiecare sat a sumelor cheltuite pe lucrări publice, muncă de teren pentru funcționarii comunei, verificarea îndeplinirii atribuțiilor acestora conform fișei postului. Doamna Negoiță, ați făcut niște declarații, ați venit aici cu niște afirmații pe care clar vi le asumați. Sunt prezenți și contracandidații dumneavoastră și cei care au făcut parte din administrația locală. Vă pot răspunde, trebuie să le aducem la cunoștință acest lucru. Așteptați acum un răspuns sau vreți să mai adăugați ceva? Dacă dumnealor vor să spună vreți ceva... Vreți să interveniți? Sau la urmă? Lăsați să termine. Vă rog, vă rog. În privința locurilor de muncă și a dezvoltării economice, propun eliminarea pe cât posibil a firmelor intermediare, contractarea directă de către meseriașii din comuna a lucrărilor publice, înființarea de micro-întreprinderi unde să lucreze locuitorii comunei, inclusiv pentru comenzi ale primăriei, gen coșuri de gunoi, mobilier stradat, ateliere manufacturiere, de exemplu electric, mecanic, confecții metalice, o moară, o fabrică de pâine și chiar și un incubator.
reducerea și eliminarea taxelor pe o perioadă determinată a firmelor ce creează locuri de muncă. Pentru agricultori am două propuneri. Înființarea unei asociații de tip agricol pentru ușurarea muncii cetățenilor și înființarea unui centru de achiziție pentru produsele agricole și animaliere. În domeniul infrastructurii propun proiecte europene de dezvoltare, alimentarea cu gaze a comunei, asfaltarea ulițelor, finalizarea alimentării cu apă, proiectarea și realizarea în comună, în cadrul unui mic atelier, a unor proiecte tip pentru băi și sisteme de încălzire de tip centrală termică, oferirea acestora către cetățenii comunei la un preț care să se acopere doar manopera și materialele necesare execuției. Instalarea de coșuri de gunoi cu compartimentare pentru presortare. La capitolul sănătate și protecție socială doresc înființarea unui cabinet stomatologic subvenționat de către primărie, renovarea și dotarea corespunzătoare a cabinetelor medicale din comună. Acum eu să vă întrerup ca să nu pară că e vorba de o promovare electorală aici, o promovare doar a platformei, ca în acest timp, ca în acest interval pe care îl aveți dumneavoastră la dispoziție să vă răspundă sau să intervină colegii, că e dezbatere electorală. Vă rog. Da. Sărămâinile doamnelor, bună seara domnilor. Sunt primarul comunei Toplice, mă numesc Viorel Panțuru. Candidatul PSD-ului. Da, aș vrea să adresez și eu, doamnei Negoiță Victoria, o întrebare. Face niște afirmații referitoare la niște abuzuri făcute de actuala conducere a primăriei. Aș vrea să facă niște precizări clare. Deci, dacă are vreo problemă sau vreo speță. Deci, abuzuri ce? Domnul primar, dumneavoastră știți foarte bine că noi avem niște probleme. Eu și Consiliul Local, să spun așa, și știți foarte bine la ce mă refer, la acele semnături puse pe niște adeverințe, pe niște adrese. Am înțeles la ce faceți referire. În primul rând aș vrea să fac o precizare. Deci dumneavoastră sunteți proprietar unui teren de 2400 sau 2600 de metri pătrați. Nu știu dacă timpul acordat, doamne, ne permite să facem toate aceste lămuriri. Păi face o referire la o speță, la un caz anume. Și aș vrea să lămurească cum stau lucrurile. Deci, dacă sunt proprietar pe 2400, nu pot să dețin 4200 sau 5000. Sau dacă eu cu vecinul am 5000 de metri, nu pot să am pe teren 7000 sau 7500. Deci, ce nu înțelegem? Deci, actul de proprietate spune clar, sunt proprietar pe 2400, stăpânesc 2400. Când nu vă convine dumneavoastră speța asta, nu știu. Doamna Negoiță, puteți interveni ca să eu vă tot reamintesc de acele 5 minute legale. Această problemă pe care a deschis-o domnul primar este pe cale de a fi rezolvată de către organele judiciare, cele care atunci sunt în măsură. Atunci nu vorbim de acțiuni în curs de desfășurare. Exact, asta urmează, deci nu avem ce să mai comentăm în această domnul Viorel Panțuru sau alți colegi. Nu afirmație că e un abuz. Deci, vă rog frumos. Mă Centrală termică la comună, după câte știu, niciun oraș nu mai funcționează o centrală termică. Dacă ați face o centrală termică la comună pentru apă caldă și încălzire, mă gândesc că este cam mult. Doamna Negoiță, un singur răspuns, vă rog foarte mult. Da, era vorba, domnul Bontea, despre proiecte tip. Deci anumite proiecte făcute, date proprietarilor, personalizate pentru fiecare familie și subvenționate și ajutate de Consiliul Local. Vă mulțumesc pentru... Cu toată stima. Aș mai avea și o întrebare. Deci doamna Negoiță a spus că la proiecte europene, alimentarea cu gaze a localității. Vă atrag atenția tuturor că doamna Negoiță nu mai are timp la dispoziție. Alimentarea cu gaze nu se face prin proiecte europene. Dacă nu știți. Deci, să ne continuăm noi, domnilor, această discuție. Mulțumim doamnei Victoria Negoiță, candidat independent pentru Comuna Topliceni. Presa liberă trecere. Doamnelor și domnilor, ne continuăm discuția cu ceilalți patru candidați rămași în studio. Este vorba de domnul Bonta Ion, candidatul PNL-ului, de domnul Dobre Aurel, candidatul ALDE, de domnul Viorel Panțuru, candidatul PSD-ului și de domnul Manole Onel, candidatul UNPR-ului. Sunteți invitați la dezbaterea electorală să vedem ce merge și ce nu merge în Comuna Topliceni, care sunt problemele în opinia domnului Bonta Ion. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră și cetățenilor din Comuna Topliceni în special. Mă numesc Bonte Ion, am 46 de ani, am lucrat ca și consilier în cadrul primăriei Topliceni și m-am hotărât să candidez la primăria Comunei Topliceni pentru
a ajutat cetățenii din comună pentru a rezolva unele probleme care au rămas nerezolvate, deoarece în ultimii 8 ani a fost conducere liberală la comuna noastră. S-au făcut unele lucruri bune, dar au rămas multe în urmă. Acum, eu aș vrea să continui această politică liberală care a fost începută prin mai multe obiective care le am pentru rezolvarea lor. În special este vorba despre satele Băbeni și Dedulești, care au rămas în urmă, datorită unor orgoli al lui domnul Panțuru și al lui domnul Dobre. Despre domnii ce vorbesc? Sunt prezenți și vă vor răspunde tocmai imediat după ce ne prezentați problemele. Tocmai de asta am ridicat problema, pentru că sunt prezenți aici. Ar putea să ne spună de ce nu avem apă promisă de 26 de ani de toți cei care au candidat la primărie în satele Băbeni și Dedulești? Da, vă pot răspunde eu. Poate că sunt în funcție și... Deci, domnul Botea, după cum știți și dumneavoastră, dumneavoastră ați avut funcția de consilier ales în Consiliul Local Topliceni pe două mandate, 2008-2012, 2012-2016. O parte din problemele care s-au dezbătut în Consiliul Local le știți destul de bine. Dumneavoastră spuneți acum de ce nu există apă în Băbeni și Dedulești. Aș putea să vă spun că sistemul de alimentare cu apă la Dedulești e început, într-adevăr, de foarte mult timp. Dar știți destul de bine ce sume de bani s-au alocat în 2010, 2011 sau nu s-au mai alocat deloc, în 2012, 2013. Urmare, când nu s-au alocat bani, nici firma, nici constructorul nu și-a putut continua lucrările. Nu mai spun că după aceea, firma... Vă rog foarte mult, fără publicitate, fără... Deci a intrat în insolvență. Firma intrând în insolvență a ajuns acum în judecată cu mai mulți creditori. El n-a putut să mai continue, nu mai având capacitate financiară. Am putea să le spunem oamenilor adevărul? Pentru că din orgoliu primarului actual și al fostului primar, nu s-a putut face delegare serviciu de apă pentru Băbeni și Dedulești către compania de apă Buzău și lucrările au stat pe loc. Și domnul Dobre trebuie să răspundă, pentru că și numele dumneavoastră a fost menționat. Vă rog. Deci, domnul Bontea poate nu știe că eu am făcut deja demersurile pentru a preda sistemul de alimentare cu apă la compania de apă Buzău. Deci am adus în atenție conducerii companiei solicitarea mea. Au zis că vor veni la fața locului, vor încheia un proces verbal, dar până nu lichidatorul judiciar va încheia proces verbal de predare, primire, ei nu poate să preia acest sistem de alimentare cu apă. Lichidatorul judiciar nu mi-a răspuns. I-am făcut adresă în scris să-mi încheie acest proces verbal, să vină la fața locului și ulterior compania de apă va putea prelua. Demersurile sunt făcute. Domnul primar. Haideți să nu continue discuția toată emisiunea, pentru că mai avem doi domni deci, care la Băbeni se putea face delegare serviciu de apă în momentul în care a fost delegat serviciu de apă la Topliceni. Către compania de apă am dat la Topliceni întreaga instalație. Întreaga instalație am dat-o completă, numai o factură a compania de apă și trebuia dat și pentru Băbeni și Dedulești ca să facă investiția, să avem apă în comună. Pentru orgolul lor nu avem, suferă două domnul comunități. Domnul Dobre Aurel. Bună seara tuturor, în primul rând. Domnul Bontea, cred că nu cunoașteți subiectul prea bine. Având în vedere că de două mandate, domnul primar Panțăru și cu dumneata, consilier personal al primarului un mandat, următorul mandat, consilier, ar fi trebuit... Lasă-mă să vorbesc, dacă... Vă rog foarte mult. Vrei să facem... Domnilor, haideți ca să împărțim timpul în mod egal. Trebuia să cunoști că, în primul rând, la Băbeni nu există niciun sistem de alimentare cu apă, deci primăria nu iau apărarea domnului primar, dar n-avea ce să predea. În schimb, pentru Dedulești, îl acuz pe domnul primar, pentru că eu personal am ridicat în ședința de Consiliu Local această problemă și l-am rugat să colaborăm, având în vedere că eu lucrez la compania de apă, sunt șef de centru operațional, cunoșteam foarte bine situația din companie, l-am rugat să găsim o soluție să preia compania lucrarea de la Dedulești. Întrucât știam situația firmei respective, zic, hai să găsim o soluție, domnul primar, să a tergiversat lucrurile, lucrările s-au ales praful de ele, deci e într-o situație critică acolo. Domnul Domnesc, în 2015. Deci ce discutăm? Știați situația firmei? Că nu știați. Deci în 2015 firma a intrat în insolvență. Da, am trecut.
Te ascult. Deci n-a intrat în... Era ideea nu de insolvență, de faptul că nu a mai continuat în 8 ani de zile lucrarea aceea, trebuia să facă în 9 luni, nu în 8 ani să fie în paragină la ora asta. Era singurul proiect pe care eu vi l-am lăsat aprobat pe fonduri guvernamentale. Era aprobat... Două secunde și te las să vorbești. Deci, în 2008, când am plecat din funcția de primar și ați venit acolo, acest proiect era aprobat pe fonduri guvernamentale, doar ați primit bani. Nu ați făcut nimic la acest proiect decât ați derulat împreună cu firma respectivă. Mai e problema, păi n-a știut acum să ați inclus în programul electoral, domnul Panțuru, această lucrare, această investiție este inclusă în programul electoral din această perioadă? Al meu? Da. Da. Deci finalizarea lucrărilor la Dedurești. Bineînțeles, eu vreau să deleg sistemul ăsta de gestiune la compania de apă Buzău. Deci am luat în... Să treacă 26 de ani, dumnealor care au fost în funcție primari, de fiecare dată când au vrut să fie aleși, au spus cetățenilor că vă bag apă în comună. Au trecut 26 de ani și nu avem apă decât pe șanțuri. Nici alea făcute cum trebuie. Domnul Dobre, dar rapid vă rog, ați inclus și dumneavoastră acest punct în platforma electorală? Primul punct la oferta electorală este realizarea sistemului de alimentare cu apă pentru satele Băbeni și Dedulești, dar câteva secunde vreau să spun despre Băbeni, având în vedere că am participat efectiv la începutul proiectului și pentru Băbeni. Am fost împreună cu domnul director Cristea de la compania de apă. Proiectul se va derula prin compania de apă pe fonduri europene. Sunt deja mișcate treburile pentru proiectul de domnul la Băbeni. Domnul Manole Onel, candidatul UNPR-ului. Aveți și dumneavoastră inclus acest program, proiect? Văd că este cea mai importantă problemă a locuitorilor din comuna Topliceni. Sigur, dar în primul rând vă zic bună ziua dumneavoastră și colegilor de platou. Sigur că și eu am inclus în programul meu continuarea alimentării cu apa satelor Băbeni și Dedulești prin, am zis eu, m-am gândit, prin forarea unor puțuri de mare adâncime. Pot interveni colegii? Da, eu așa am... Să-mi prezint... Deci, scuze că te întreb, la un sistem de alimentare cu apă, da, nu e vorba numai de două foraje. E o lucrare amplă, mare, un proiect mare. Amplă, sigur că da. Cer scuze pentru intervenție. Am înțeles. Nu, dar ca să clarificăm această problemă cu alimentarea comunei cu apă potabilă. Sigur, și eu am în programul meu, deci chiar a doua măsură. Și dacă îmi permiteți să mai dau citire și eu la niște priorități de ale mele. Le punem în dezbatere. Le punem în dezbatere, vă rog. Vă rog, pentru că eu n-am reușit să vorbesc până acum, am fost implumator la ce s-a discutat aici. Da, bineînțeles, am tot așa în ordine alfabetică. Deci prioritățile mele, dacă voi ajunge primar, sunt următoarele. Accesarea, în primul rând, accesarea de fonduri europene în toate domeniile de activitate. Pentru finanțarea proiectelor inițiate de primărie, pentru binele și bunăstarea cetățenilor. În acest sens, toate persoanele cu astfel de atribuții din cadrul primăriei vor avea trasate atribuții și obligații pentru a studia și pune în practică prevederile documentelor indicate de autoritatea de management a programului, ghidul de consultanță. Va exista colaborare între primărie și departamentul de specialitate de la Consiliul Județean. Voi promova profesionalismul și competența în rândul angajaților primăriei. Acolo ați identificat dumneavoastră probleme? Acolo ați constatat că sunt cele mai mari probleme, da? Da. Probleme... Că nu avem timp să dăm citire tuturor proiectelor pe care le aveți dumneavoastră în programul electoral. Să ne axăm pe principalele. Din punctul meu de vedere, cam toate sunt principale. Da? Toate sunt principale pentru că trebuie să... Nu zic că nu s-a făcut nimic bun în această comună. Și de fostul primar, și de actualul primar. Dar fac și eu, zic și eu ca domnul Bontea, mai sunt multe lucruri de făcut. Multe lucruri de făcut. Principala problemă a comunei Topliceni este îmbătrânirea populației. Vă rog, discutăm imediat cu dumneavoastră, dar mai sunt și ceilalți colegi. Ne spuneți în continuare, domnul Bontea, ce probleme mai sunt. Da. Să continui, dacă îmi permiteți. Mai continuați cu două proiecte importante și să vedem care este opinia contracandidaților. Da. Am zis altă măsură, ridicarea nivelului de sănătate a populației, colaborarea bună cu medicul de familie și cadre medicale medii și susținerea proiectului acestora. Se vor lua măsuri de renovare a dispensarului medicale
Topliceni, Băbeni și Dedulești și înființarea în aceste cabinete de microfarmacii, asigurarea asistenței medicale în aceste cabinete de familie cu program fracționat al medicului de familie. Am văzut o reacție la domnul Viorel Pansuru. Da, aș vrea să-i spun domnului Ioanel Manole, într-un dispensar uman nu poate să funcționeze și o farmacie. Deci dumneavoastră nu cunoaște legislația la ora actuală. Deci vorbiți în ce v-ar interesa pe dumneavoastră, dar din punct de vedere legal nu se poate realiza. Și dacă tot am ajuns acolo la punctul cu Băbeni cu apă, aș vrea să mai fac niște precizări ca să știe toată lumea. Deci, Comuna Topliceni a delegat serviciul de alimentare cu apă în satul Poștă și Topliceni încă de anul 2011. S-a format o asociație de dezvoltare intercomunitară ADI 2008 Buzău. Deci în cadrul acestei asociații se aprobă toate programele de investiții derulate prin compania de apă Buzău. Atât cât eu particip lunar la aceste ședințe, știu destul de bine ce proiecte au fost aprobate în master planul pentru 2014-2020. Și aș face precizarea că și la Băbeni, Comuna Topliceni este prinsă cu această investiție de alimentare cu apă în perioada 2014-2020. Bine, nu numai la Băbeni. Fac precizare și extinderea canalizării în Topliceni și Răducești, forarea altor două foraje la Topliceni. Deci sunt mai multe obiective de investiții care sunt aprobate deja. Deci nu foraj de adâncime mică sau mare. Deci nu facem noi prevedere. Sunt proiectanți, sunt specialiști care analizează, merg la fața locului, fac studii și ei vor decide ce fel de foraje. Domnul și... Manole Onel, vreți să mai adăugați? Da, ceva. Vreau să-l contrazic puțin pe domnul primar și dacă tot am intrat puțin în niște contraziceri, vreau să-i spun așa un singur lucru. Nu vreau să ajung aici, dar sigur că da, proiectele pe care dumnealui le are și pe care nu le-a prezentat. Sunt proiecte pe fonduri europene. Sigur că da. Master planul e aprobat în această asociație. Corect. Deci... Aceleași măsuri care vi le-ați propus să, acum, în candidatura aceasta, le-ați avut și acum 4 ani și acum 8 ani. Da, dar o parte s-au realizat. De ce spuneți de asta? Nu, s-a început investiția la canalizare în satul Poștă și Topliceni, s-a extins apă în satul de Durești și vor urma și celelalte. Dar nu a fost proiectul dumneavoastră cu apa. Scuzați-mă. Domnul, deci dumneavoastră nu pricepeți ceva. Deci această asociație de dezvoltare intercomunitară a aprobat master planul de investiții. Dacă eu particip la această asociație și votăm și aprobăm aceste proiecte, ce nu are treabă? Nu știu. Domnul Dobre vrea să intervină în discuția celor doi contracandidați? Stimați colegi, deci nu are legătură sistemul de alimentare, proiectul pentru sistemul de alimentare de la Dedulești, domnul primar, deci acolo discutăm de fonduri guvernamentale pe ordonanța 7, OG 7, iar pentru Băbeni discutăm de alte fonduri. Nu mai e OG 7. Păi nu mai e, dar pentru cei care știu. Deci fonduri guvernamentale. Da. Eu înțeleg că vrem să cotim puțin situația cu Dedulești, dar asta e viața. Să înțeleagă toată lumea că în 8 ani de zile nu s-a putut face nimic acolo. S-a distrus și ce... frântura aia mică care s-a făcut. De domnul Viorel Pansuru, ați prezentat vreun proiect sau o problemă constatată de dumneavoastră în calitate de primar al comunei Topliceni? Adică o problemă pe care nu ați reușit să o rezolvați și vreți să o realizați deci acum? O problemă care n-am reușit a fost sistemul ăsta de alimentare cu apă la Dedulești, care nu am reușit să-l finalizez. Asfaltarea tuturor uliților din comuna Topliceni, care nu am reușit pe toate, numai în parte, voi continua. Sper, în mandatul următor. Și a mai fost o altă lucrare, finalizarea lucrărilor la școala de Dulești. Care la fel... Scurtă pauză de publicitate și ne continuăm discuția. Publicitate. Presa liberă trecere.